Hai, salut! Am preluat controlul canalului lui Priză. Vorbeam cu camera. M-a speriat. Suntem pe mașină, tocmai vândând niște droguri aici la copii între blocuri. Ce s-a întâmplat e că am băut aseară. Așa încep poveștile. Am băut aseară. De am ajuns să facem un pariu că eu pot mânca sau nu 6 Big Tasty-uri. Nu mai știu. Au venit ăla, mă. Au venit un băiat care a zis că vrea să mănânce. Adică nu stai, mă, nu era boschetar. Au venit și a zis că vrea să-și facă un canal de YouTube și că ar vrea să mănânce în canalul ăla de YouTube. Și am zis că nu m-aș uita numai dacă ar mânca 50 de cheeseburgeri. Și el a zis că poate și nu știu cum de acolo. Avem un taximetrist nebun aici. De acolo nu știu cum o denaturat discuția, dar am pariat eu cu ei că eu pot mânca 6 Big Tasty-uri. Și dacă reușesc, hai de pula mea. Nu m-ați găsit nici de data asta. De că dacă eu mănânc aia 6 Big Tasty în 10 minute, Cezar de față aici trebuie să-i plătească și o să-i zic Scooby-Doo un an întreg și lui Shaggy și o să facă 20 de flotări și 20 de abdomeni în timp ce eu le zic că-s capitanul Burci, așa mă pulă de un metru și o să-i fut. Genoflexiune. Și, da, genoflexiune, no, mă rog. Și dacă nu reușesc să mănânc în 10 minute, eu trebuie să-mi plătesc tot ce am cumpărat și să-i mai dau lui Cezar încă atâta bani. Cât costă un Big Tasty, bă? Nu știu, cred că vreo 18 lei, unul. Ce, serios? Nu. Serios, mă? Păi trebuie să-i mănânc atunci, să-mi bag pula. Băi, cu porecla era la 5 minute. A, a, da. Să fim corecți. A, nu, dacă îi mănânc în 5 minute, 6. Asta încă avem contract, nu? Avem contract. Arată contract. Am fost făcut aseară în sânge. Chiar când sunt. Ia, uitați-vă. O, nu știu dacă se vede. Am și semnat acolo, asta e semnătura mea. Da, așa. Asta e Priză și asta e Cezar. Și scrie acolo: Codrin Bradea Satana va mânca 5 Big Tasty de la McDonald's în 10 minute, astfel încât Cezar îi va plăti toată comanda dacă mănâncă în 10 minute fără ce pică în cutie. Adică am zis că nu mă pune să mănânc și fiecare fir de varză care rămâne acolo. Se exclude salata, în paranteză. Dacă mănâncă, e povestea vieții mele, se exclude salata. Dacă mănâncă în termenul de 5 minute, Codrin are dreptul de a-i numi pe Ștefan, Cezar, Adrian și Cristi Priză, Scooby-Doo și Shaggy timp de un an de zile. Dacă nu reușește Codrin Bradea Satana, o să plătească întreaga consumație și încă o dată lui Ștefan Cezar Adrian. După câte puteți să vedeți, Priză nu prea are nimic de câștigat. Dar stătea și el acolo și bătea din palme și zicea că nu cred aseară. Dar între timp am mai băut o bere și am trecut la 6 Big Tasty, erau 5 în contract. Da. Am luat pușca Airsoft ținută aici în husa de chitară, ați văzut filmul ăla. Și trebuie să împușcăm baloane. Dar nu era filmul Despacito, nu? Ceva așa. Noi eram zis cum eram mai puțin băuți, am zis că, a, mai bem. Dacă ratăm, bem la fiecare, da, bilă. Și acum văd că Priză zice că murim și găsim altceva de făcut. Te văd după 6 Big Tasty. Și acum ne îndreptăm spre McDonald's. A, da, partea dubioasă e că după ce mănânc 5.000 de calorii, noi ar trebui să fac flotările, nu voi, da. Vreau să le arăt drumul. Faci un timelapse de ăla, așa, place cu muzică. Și cruce aici. Cezar. Pe partea mea eu scap dacă e accident. Și zi-mi, crezi că o să câștigi acest pariu? Fii sincer. Crezi că e în stare Codrin să mănânce 6? Eu zic că la 4 vomită. Priză, nu mai ți pare nimă tare cap. Data trecută când am băut cu Cezar, am ajuns în Oradea a doua zi. Nu s-a băut mult aseară. După cum puteți vedea. Priză a băut o sticlă de vin. Mi-a zis că ai băut apă, Priză. Așa stătea la masă, zici că a băut fruity fresh sau ceva. Nici o treabă. Bă, n-am avut nimic, am mai băut și berea aia după și... Bă, am băut nouă beri, mă. M-am culcat liniștit în voma mea. Nu, am fost ok. Dar ce Cezar, el n-arată așa de obicei, să știți, când nu bea, arată om. Bă, nu e copyright-oare de la muzică? S-a rezolvat. Cred că mai în spate să te audă, nu? A, eu comand. Dar bagă, i-am dat? Eu zic două, câte trei. Da. 5 Big Tasty, 6. Și ce mănânci tu? Alo? N-am nimeni aici, mă. Ești pregătit? Psihic? Uai, de pula, parcă seara îl lipi. Bună ziua! Bună ziua! Ascult! 6 sandwich-uri Big Tasty. N-am înțeles. 6 sandwich-uri Big Tasty. 6? 6, da. Doar sandwich-uri? Da, doar sandwich-uri. Și un ce? Și încă un cheeseburger și un cartof mediu. Mai dați-mi, rog, un cheeseburger și un cartof mediu.
Pe același bun? Da, pe același bun. Să fie 3 cheeseburgeri? Nu, 2 cheeseburgeri. Și un carton mediu, da? Da. O să vă rog să veniți la fereastră, da? A, păi da, haideți, doamne. Păi ce mă, și un cartof mediu? 83 de lei, mă, șat. Ai, să-mi bag pula. De-aia să nu faceți pariuri când sunteți beți, oameni. De-aia nu mi-a luat mult, că apuc și eu unul. De ce căști de gaming are tipa? Patele nostru? Ce vrea? Că n-au 6 3-3, îți dai seama, n-a luat nimeni niciodată 6. Tu îți dai seama că toți ăștia care sunt acum mec, toți oamenii ăștia nu mănâncă 6 Big Tasty în total? Uite, păi dacă zici e slab. Cel mai tare pariu ever. A, e filmare? Da. Am vrut să fac o poză, da. Ce stă, trailer, teaser? Da. Ești pregătit? Lumini, artificii. Acum așteptam să-i facă. Asta o să se întâmple când o să aibă priză buget. Până atunci... Una, mulțumim. Ai de pula. Mama, e 4 kg, ești nebun. Ai. Mici, mă. Da, mă. N-am buget. Ce cum arată față de ce mănânci, Cezar? Uite și tu diferență. Bă, dar ăia din străinătate nu-și iau bani că fac din astea. Noi mâncăm pe moca, mai și plătim. Și suntem fix în natură. Acolo vedem cerberul care păzește poarta iadului. Puteți vedea aici. Doi orășeni, cum nu pot renunța la tehnologie, pun eu folosind o bucată de tehnologie ca să înregistrez. Deci avem aici primul Big Tasty, trebuie să mănânc 6 din ăștia ca să câștig pariu în 10 minute. Dacă mănânc în 5 minute, o să vă zic voi, o să le zic lui Priză și lui Cezar toată viața, un an, Scooby-Doo și Shaggy. Și de asemenea trebuie să facă 20 de flotări și 20 de abdomeni. Uitați ce are de mâncat, nu e așa mult, dacă stai, stai 1, 2, 3, bă, 4, prea mar, mă, să-mi bag 5, uitați. Bă, nu mai vreau. Aseară era mult mai tupeis când bea, era ce mă, 6, ești nebun. 3, 2, 1, 2. Nu mai pot să-mi bag pula. Am trecut 5 secunde, haide. Am zis 4, retrag, 3. Haide. Dar nu mai pot deja. Ce mâncăm noi, Priză? Bă, dar nu e ok. Tu credeai că e ușor bun să mănânci? Eu zic că 2, dacă duci 2 ești tare. Mai e 4. Nu mai pot să-mi bag pula. Bine că am urcat și dealul ăsta înainte. Bă, nu mai mingeam că sunt așa mari. Bă, să-mi bag pula. Ai de pula mea. Mă, mi se face mie rău dacă mă mai uit. Dar sunt ei mă grețoși și nu poți. Mă, cu sosul ăla când îl văd mi se face rău. 2 în 4 minute. Accept înfrângerea. Dacă mai mănânc unul mor, încă vom mor. Ai de pula mea. Ai de pula mea. Am pierdut pariu. No, în viața mea nu mai mănânc. Nu că nu mai mănânc de la Mac, nu mai mănânc. Iar acum Priză de Marksman o să încerce să nimerească baloanele astea puse în copaci. E prima oară în viață când trag, pe bune. Dacă nimeresc, alerg de aici până în capăt acolo și înapoi. Acum nu nimerește internet, da. Sau ai nimerit un cândac? Tună? Ui, ce, nu s-o spart? nu s-o spart, așa? Ba da, mă. Ba, mă, s-o găurit. L-am găurit. S-o băi, făcut micuț. Băi, nebun, una din două. Acum jucăm, dar tragi și tu, mă, tragem pe... Trag și eu. Tragi și tu. Acum fii atent că trag în astea mai apropiate. Dar vezi că nu s-a spart. Ba da, uite, se micește. Mă uit încolo, dam spre voi. Nu știu dacă a ieșit bine, da? Wow! Uai, mi-o zburat înapoi în burtă! Lasă-o jos! Mai dă-i acum, dă-i până ratezi. S-a încălzit tot. Hai, hai, măi! Păi mă, ce facem aici, băieți? Am ratat una. Ce? Bă, bă, câte ai? 4 la rând? Nu știu. Dar nu cred că au avut bilă la tine. Aproape. Eu pe aia n-am nimerit-o cumva, dar nu s-o spart. Așa. Gata? Păi am două din două ratuși. Să știți că e blatia lui și de-aia trage mai bine, că o știe și... Aia nu s-o spart, așa?
Ba da, se face din ce în ce mai mic. Sau nu? Sau nu? Păi înseamnă că nu dor așa tare, mă, dacă nu sparg balonul. Vrei să încercăm? Nu. Trebuie să iau și eu câteva la rând. Wow! Una, da? Ai prins? Sper că filmezi și la mine. Headshot-uri cu priză. N-a avut bilă. Poate chiar s-o atâna bilele. Da, nu mai are bilă. De asta n-am nimerit, mă, de 4 ori, că n-am când avut venea, bilă. Când venea la priză, nu mai erau bile, da. Când ia la mine, puneau bile. Acum. Bă, cât de tare e. Recomand tuturor, dacă n-ați fost până acum, să încercați. E... Știi senzația aia să omori un om? Nu, pe bune, chiar e mișto și nu cred că... Dar chiar astea nu sunt letale, sau adică dacă tragi în cineva, dacă nu... Dacă tragi de la un metru în cap, cred că mori, dar în rest... Deci să nu trageți de la un metru în cap, în rest e ok. Cea zona asta frumoasă, uitați, suntem între Cernavodă și Mordor, la... aici în Belgia. Dar știi că am avut... Pe vârful moldoveanu suntem. Big tasty la gură, toată vila. Poți să-mi faci o poză așa, să mă plic? Uitați un profesionist cum bagă bila la găurică. Am băgat 24 de bile la găurică. Bă, știi cu cât am ratat? Copacul. Un metru maxim. Îl trage acolo. Uai, l-ai nimerit? Normal, auzi. Bă, dar nu se sparge, mă. Uită-te la el, mă. Bă, ești nebun? S-o spart. Provocarea e să tragi în alea sparte. Nu mă crezi? În care vrei? Uită-ne la portocaliu de pe piatră de acolo. Bă, ești nebun? Trebuie să le spargi pe astea într-un minut. Gata. Altfel faci 10 flotări. Start. Ai nimerit-o și nu te-ai uitat. Ce-ai făcut? N-ai obosit. Nu vrei să tragi Cezar în ultimele două. Mai sunt 3 baloane. Mai sunt 3 baloane. Care trebuie să le doboare Cezar. Baloanele. Atacat de albină cu arma în mână și răpus. Puse cu armă de un balbuit, a bătut 3 ruși odată, dar o albină. Să știți că el a spart baloane, dar am pus noi repede altele. Aaa, frumos. Vezi că e albină. Ajutor! Mai un balon. Cezar. Vrei să-l dobori tu? Ultimul războinic. Dar din fugă, Cezar. Cezar. Aproape, mă. Da. Aproape, mă. Da, mă, ca să câștigi. Aproape, mă. Nu. No. Game over. Mișa respect plus titlul. Na, 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 na. Nu? Și așa se sfârșește aventura extraordinară a lui Priză. Vă mulțumesc că v-ați uitat la... Stai să mă scăt. Vă mulțumim că v-ați uitat la aventura noastră cu baloane și Cezar și Codrin și câmp și peste tot aici. A fost super distractiv. Dacă aveți vreodată ocazia să trageți cu... Dar zic că nu-i reclamă nici la Airsoft. Nu-i reclamă nici la Airsoft. E super mișto să folosești o chestie de-asta. Și acum să zic că site-ul, modelul, specificațiile complete în greutatea bilelor. Are 40 de milioane. Mulțumim lui Cezar că ne-a adus aici, ne-a suportat. Cezar e autistul ăsta. Mulțumim lui Codrin că a venit. Ce? Mulțumim naturii. Vă așteptăm data viitoare cu multe surprize pe canalul Cristi Priză. Pa!